O cabană și mai multe utilaje folosite la exploatarea forestieră au fost incendiate și distruse pe Valea Vaserului din Maramureș, potrivit vasiledale.ro. Atacul a fost pus la cale de mai mulți bărbați înarmați care au sechestrat pasnicul și au ucis câinele de pază. O cabană cu două etaje a luat foc și a ars în totalitate. Ba mai mult, susțin oamenii din zonă, 7 utilaje forestiere au fost distruse prin împușcare. Practic, s-a folosit de armament și au tras în motoarele respectivelor utilaje pe care le-au distrus. Două dintre acestea, dar și o mașină de teren a fost distrusă prin incendiere, deoarece erau parcate în apropierea cabanei care era cuprinsă de flăcări. Mai mult, câinele de pază a fost și el ucis, iar paznicul a fost sechestrat. Ținta atacului a fost o societate comercială care se ocupa cu exploatarea masei lemnoase în zonă. Reprezentanții firmei spun că au primit amenințări verbale și localnicii povestesc cu groază despre cele întâmplate, potrivit vasiledale.ro. Aseară nu am fost aici de unde s-a întâmplat cabana, pe când am ajuns aici mai în sus, în curbă, urcau doi erau mai tineri și unul cu cagură pe gură. Și unul știu sigur că e Florin și unul Alin, că au strigat, tati nu e aici. Ce, eu de frică m-am ascuns în pădure și am văzut. Încă nu era așa noapte să nu-i pot vedea la față. Deci așa trece ei de postat, urca până mai sus, au mai cătat o mașină ca să-i dea foc. Au zis că nu e aici și au început să înjure. După aia, când am văzut că pleacă în vale, am fugit la deal. Era în jurul ale 20, să zic 30, 21, 30. Am ieșit afară să mă duc la acolo un grup. Să-l pornesc, să am lumină. Între timp, mă duc acolo de la 10 metri. Poc, poc, stai! Nu mișca, te împul. La pământ! Nu știu cum două focuri, ori patru, cât o tras. Erau doi tipi, două puști cu lanternă pe ele, de alea supra-modernă. Unul ceva, nu știu cum era, unul ceva ciorap, pe la aș cunoaște. No, voi ce faceți? Nu mișca, te-mpuși, m-am amenințat. Am anunțat autoritățile că avem nevoie de sprijin, pentru că am fost amenințați că ne vor da foc la utilaje. Nu am primit răspuns în timp util, drept dovadă, vedeți utilajele care au fost atacate cu armă mitralieră, cabana ars. Deci s-au ținut de cuvânt și au executat întocmai amenințările pe care și le-au propus. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că, într-adevăr, sunt urme ale folosirii unei arme de vânătoare. Acesta a sesizat faptul că în cursul nopții mai multe utilaje de exploatare a materialului lemnos, precum și o cabană a muncitorilor deținute în zona respectivă, ar fi fost distruse de către mai multe persoane. În urma deplasării la fața locului a polițiștilor, din primele cercetări efectuate, s-a confirmat faptul că persoane necunoscute ar fi distrus prin incendiere o cabană din material lemnos, precum și 4 tractoare forestiere. De asemenea, au fost descoperite urme ale folosirii unei arme de foc de vânătoare. Polițiștii au ridicat în vederea efectuării expertizelor mai multe mijloace materiale de probă. S-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, nerespectarea armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, amenințare și ucidere animalelor cu intenție fără drept, cercetările fiind preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. De asemenea, comanda inspectoratului a dispus constituirea unei grupe operative de investigare formată din specialiști ai structurilor de investigații criminale, criminalistică, arme exploziv și substanțe periculoase, ordine publică și au fost luate măsuri de întărire a dispozitivului de ordine publică în orașele Vișeu de Sus și Borșa. Totodată a fost constituit un cerc de suspecți, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, urmând ca la finalizarea lor să fie dispuse măsurile legale, mai precizează oficialii IPJ Maramureș.